Scăderea indicelui demografic într-un ritm alarmant nu este o noutate. Statisticile la nivel european situează România ca cea de-a treia țară din Uniunea Europeană, unde populația scade dramatic din cele mai variate motive. Edilii romașcani susțin însă că la roman fenomenul nu se manifestă încă, ci, dimpotrivă, nașterile ar fi numeric mai multe decât decesele, asta cel puțin în primele 6 luni ale acestui an. Cu privire la o situație statistică referitoare la activitatea stării civile, mai concret la înregistrarea nașterilor, căsătoriilor și deceselor, vă pot informa că pentru perioada ianuarie-iulie 2015 s-au înregistrat 719 nașteri, 177 de căsătorii și 524 de decese. Pentru intervalul ianuarie 2016-iulie 2016, la starea civilă romană s-au înregistrat 784 de nașteri, 220 de căsătorii și 469 de decese. În creștere sau în scădere? Dacă ne raportăm la numărul nașterilor, observăm o creștere pentru anul 2016, de asemenea în cazul căsătoriilor, cu aproape 50 de căsătorii, și de asemenea observăm o scădere a deceselor cu aproape 60 față de aceeași perioadă anului 2015. Conform Eurostat, populația României va ajunge la 14-15 milioane de locuitori în următorii 30-40 de ani. Populația aptă de muncă este și ea în scădere cu 40% până în anul 2060, estimata ajunge la aproximativ 7,51 milioane, potrivit Institutului Național de Statistică. Până în 2050, România va înregistra procentual o scădere de 22,1 și rata de mortalitate este la noi de 13,2 decese la 1000 de locuitori, după Bulgaria, Letonia și Lituania.